suntem elfii mici, ne ocupăm cu jucării pentru copii. Noi suntem elfii mici și ne bucurăm că pe noi să-l ajutăm. Noi suntem elfii mari, mari croitori și cei mai buni ce-s mari. Lucru vreau să vă mai spun, să nu uitați ca sacul cel special să-mi dați. Știi! Pentru copii orfani sau cei ce nu au bani, fiindcă și ei sunt tot copiii tăi. Cum i-aș uita vreodată pe minunații mei copii, când sub bradul verde îmi cântă și-mi spun poezii. Cum să uiți vreodată de minunații tăi copii, când sub bradul verde îmi cântă și-mi spun poezii. Sunt diruțe și patine și păpuși și jucării de pluș. Extraordinar număr de început de emisiune! Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să-i mulțumesc moșului, rugându-l să vină alături de mine încă o dată. Bună ziua, moșule! Vine moșul! L-ați recunoscut, cred, pe moșul, nu-i așa? Colegul, prietenul și dragul nostru, Adrian Dăminescu! Adi, nu știu cum să-ți mulțumesc pentru că ți-ai rupt din timpul tău prețios pentru a crea un număr muzical inedit în premieră absolută aici la emisiunea, să vă amintiți, duminica, pe versurile lui Carmen Aldea Vlad. Da, 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 așa este. Am vrut să vă fac o surpriză cu acest număr și uite că mi-a ieșit. Doamne, dar ce surpriză! Dăm voie să le spun bună ziua, bine ați venit, elfii, cei minunați al lui Moș Crăciun. Da, ei sunt elfii de la clasa lui Adrian Dăminescu. Aici este și doamna regizoare și nu numai regizor, ci și cel care a pus în scenă acest scenariu. I-a îmbrăcat doamna Ioana Cantunieri, care a făcut 57 de filme, vă imaginați, are la activ în istoria filmului românesc, doamna Ioana Cantunieri, care a fost omul din dreapta a marilor regizori români. Vreau să o salutăm pe această cale și să-i mulțumim din suflet pentru dăruirea cu care i-a îmbrăcat pe acești copii, pentru ca noi să începem o nouă ediție de excepție a emisiunii, să vă amintiți, duminica! Adrian,
Te rog să te duci să te schimbi, vreau să te văd super elegant într-un smoking extraordinar și te așteptăm aici în platou. Eu am plecat. Ha, ha, ha. Ha, ha. În realitate, surprizele pregătite de Adrian Daminescu și echipa nu se opresc aici. Iată, elfii săi ne-au adus un dar, un cadou, o surpriză, mai precis din partea poetei, doamna Carmen Aldea Vlad. Este vorba de o urare pentru Național TV. De-abia aștept să văd despre ce e vorba. Ne hrănim din spiritul Crăciunului mirific. Pruncului Iisus, alegoria Iesli, binecuvântați în timpul mitic, iubesc, trăiesc, simțind sensul poveștii. Pe creștet, mângâiați de aripi albe și binecuvântați de măreție, încrunați cu florile de nalbe, Crăciunul în casă adusa energie. Național TV va aduce, în vremi albite la răscruce, pe masa sfântă de Crăciun, speranța într-un an mai bun. Să urez
și tuturor îl auzi. Extraordinară această melodie. Uite, publicul nostru drag s-a ridicat în picioare pentru tine. Adi, îți mulțumesc frumos pentru acest cântec. Uite, globul pe care tu ni l-ai adus, eu l-am păstrat cu sfințenie, da, ca să-l punem amândoi în brad din partea ta. Frumos. Să-l punem aici undeva, lângă cel auriu. Sau aici. Dă-mi e voie... Dă-mi e voie. Hai, să ținem, te rog, microfonul. Da, 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 da. Și așa împodobim împreună bradul de argint. Așa împodobim toți colegii care vom fi astăzi la emisiune acest brad pentru bucuria noastră, a echipei și a spectatorilor. Mulțumesc foarte mult, Adi. Încă o dată și ție la mulți ani și rămâi același bun prieten care ai fost întotdeauna. Sărut mâna, pentru că ai aici numai prieteni care te iubesc. Și vin cu mare dragoste la această emisiune. Mulțumesc foarte mult. Adrian Daminescu.